And when they mention my name, these cowards wasn't ready. They're screaming, who that is, sounding like Machiavelli. It's casting over the dawn, I'm beating at the bomb. I got these cowards still shaking with their nuts in their palms. But now the game is over, so let the truth be told. Niggas need to call it quick. Salutare, surior și frățioare. În storiul de azi o să vorbim despre un subiect sensibil, despre care nimeni nu prea vorbește, toată lumea se ferește de treaba asta și este o greșeală. Nu trebuie să ne dăm la o parte din fața problemelor vieții și dacă este una, e de discutat. Nu trebuie ascuns gunoiul sub preș niciodată. Vreau să vă vorbesc despre depresie și nu neapărat despre depresie, dar și despre gândurile de sinucidere. Mulți dintre noi trecem prin perioade de-a lungul vieții noastre în care totul ni se pare negru, viitorul se îngustează și atunci, vedeți voi, unii dintre noi recurg sau au gândul să recurgă la ceva care să spună, dom'le, gata, termin, nu mai am putere, sunt prea obosit, lumea nu mă înțelege, viața e așa cum e și mai bine termin cu asta. Sunt anumite semnale pe care fiecare om le trage înainte de a face treaba asta. Sunt unii care spun că ar face treaba asta, sunt unii care tac din gură și încearcă să o facă, unii chiar o fac și aici e cel mai periculos. Și eu cred că ar trebui ajutată toată lumea care este văzută că ar da semne de sinucidere. Înțelegeți? Pentru că de multe ori nimeni nu ia în seamă persoane care spun, domne, sunt unii care spun, domne, mă omor, domne, nu mai vreau să mai trăiesc, domne, nu mai ăștia, și toată lumea o ia în glumă, o ia, aia mă, dă-te-n pula mea încolo și aia, iatați-vă, bă, și tu te omori, știi? Și până, știi cum e, odată e ca niciodată. Știu, am avut mulți prieteni care au recurs la treaba asta, 2 sau 3, sunt mulți, oricum. Vreau să vă explic prin ce am trecut eu, referitor la treaba asta cu sinuciderea și nu știu, să mai discutăm așa despre chestia asta. Acest vlog este sponsorizat de Ovis and Events, aplicația muzicii tale. V-am mai povesti și știți cu toții că am fost arestat în Italia din 2009 până în 2012. Mutat în diferite penitenciare, Pescara, Lanciano, Secondigliano la Napoli, Regina Celi. În momentul când mă aflam la Secondigliano la Napoli, aveam, cred că, un an și 10 luni, 2 ani aproape de când eram arestat. Bă, și am căzut într-o pasă proastă. Probabil și împins de factorii externi, faptul că n-aveam pe nimeni să scrie, nu vorbeam cu nimeni în România, că n-aveam cu cine, nu primeam nicio scrisoare, nu primeam niciun pachet, bani nu aveam, eram terminat din toate punctele de vedere, nu munceam la vremea respectivă. Ce să vă zic, trăiam rău de tot pe plan financiar și din toate punctele de vedere, și pe plan sentimental, și pe plan moral, eram distrus, practic, terminat. Și toate astea m-au făcut să cad într-o depresie. Mulți ar considera că e rușinos să vorbesc despre asta sau nu. Tocmai de asta aici e greșeala, pentru că nimeni nu vorbește și nimeni nu intră mai în detaliu referitor la treaba asta cu depresia și gândurile suicidale. Și este un fapt foarte grav. Și am intrat într-o depresie. Cred că altcumva n-aveam cum, în care totul mi se îngrădea, nu mai vedeam niciun viitor, nu mai vedeam nicio scăpare, mă gândeam, bă, sunt la pușcărie, cine știe cât o mai sta, că nu știam cât am de făcut, eram încă sub proces, n-am mamă, n-am tată, n-am familie, n-am copii, n-am niciun viitor, ies de aici și unde mă duc, chiar o iau de la capăt și toate astea mă oboseau, înțelegeți? Obosisem psihic. Nu vorbeam nici cu nimeni de treaba asta, nu vreau să spui nimănui, mă închiseasem foarte mult în mine și sufeream, frate. Deci, practic, fiecare zi era un chin pentru mine, era o suferință internă. De când mă trezeam până adormeam, aveam o suferință internă repulsionat de toate gândurile astea și chestiile de genul. Și la un moment dat eram într-o cameră la etajul 2. Eram cu un băiat, Kiko, în fine, mai mulți, erau și doi români.
Și într-o seară, într-o zi, de fapt, m-am gândit multe zile la chestia asta, am zis, bă, n-are rost. Adică, pula mea, frate, atât a fost. Nu mai pot, nu am putere să merg mai departe. Nu mai vreau să mă chinui, nu mai văd rostul, nu mai văd drumul, nu mai văd ieșirea și, în fin. Și m-am gândit multe zile la treaba asta și, într-o zi, am zis, bă, diseară, când adorm ăștia toți în cameră, că n-aveai unde, bă, zic, că asta e, mă spânzur. Asta e, mi-era rușine. Mie, de mine. La ce gândeam și la ce astea, că consideram și eu, cum spune toată lumea, dom'le, că ești lași, că cu tare, dar în momentul ăla, vezi, tu nu mai realizezi. În momentul ăla, când ești în depresia aia cruntă, tu nu mai faci diferența între rușine, nu mai faci diferența între jalnicitate, nu faci diferența, indiferent ce ți-ar spune cineva sau cât te-ar stimula, tu nu mai faci diferența dacă nu ești ajutat. Nu te interesează la modul, e rușine, ce e rușine? Păi mor și nu mai știu nimic, mai știu eu că mai e rușine după aia. Tu vrei doar să te liniștești și prin aia o găsești, înțelegi? În fine, și băi, s-a făcut seară. Îți trebuie mult curaj. Îți trebuie ori mult curaj, ori o doză de nebunie, ori... Da bine, în momentele alea se instaurează amândouă. Și s-a făcut seară, ne-am băgat toți în pat. Pe la... Să zic, era ceasul 1. Am așteptat, am văzut că adorme toată lumea, am văzut că nu mai mișcă nimeni, că toți sunt așa cu tare. Și n-am stat să controlez, că toți aveau paravane, dar îmi dădeam seama că doarme toată lumea, că nu se mai auzea nimic, televizorul rămăsese, mergea așa și nu-l schimba nimeni. Și din cameră, acolo aveam un fel de hol înspre baie, de era bucătăria, înțelegi? Și mi-am luat frânghia, mult spus, și retele alea împletite pe care mi le făcusem, și m-am dus în holul ăla acolo. Acum îmi vine să și, așa să, nu știu, mi-am pus o lumânare în pahar, ca să vedeți gândurile care sunt, cu gândul că tot îmi părea rău, ziceam, dom'le, sunt creștin, mor fără lumânare, vai de capul meu pe aceea și cine știe prin ce groapă mor arunca, că, na, dacă n-ai pe nimeni. Și mi-am pus o lumânare în pahar, pe pervazul geamului. Mi-am pus frânghia sus, am legat-o de gratii. Gratiile erau înalte, cam până unde se termina tavan. Mi-am legat-o de gratie, mi-am pus foara de gât și m-am lăsat practic, pentru că secunda aia contează, înțelegeți? Secunda aia, dacă secunda aia nu e cineva, și m-am lăsat practic în... Asta a fost, părea rău, nu prea îmi părea rău, nici nu știu ce am simțit în momentele alea, doar dorința de a termina, de a dormi, de a mă liniști. Și m-am lăsat. Norocul meu, îl gândesc în clipa de față, un băiat, unul Kiko, era un marocan, nu dormea, avea paravanul tras. Eu nu vedeam că nu doarme. El se uita la televizor, dar eu nu vedeam că n-a adormit. Nici n-aveam, nu mă gândeam că n-a adormit la ora 1, 2, cât era, știi? În momentul când, că nu mai țin minte exact, dar mă gândesc, în momentul când am început să zbicesc și de aia, de nu știu, vezi, el a auzit. Ori și-a dat seama, a sărit repede, a început să zbiere și au sărit toți din pat și știu că țin minte că au vrut să mă ia, dar, vezi, în disperare și ei, în toată chestia asta, în loc să mă ridice de picioare în sus, ei m-au ridicat așa și mi-au lăsat gâtul tot în aia. În fine, știu că mi-am pierdut cunoștința. Cred că pentru o oră, două, nu știu exact, m-am trezit la infermerie, aveam gâtul aici. Bă, nu știu cum să vă spun, deci era... negru, negru, nu mai puteam să vorbesc și aveam impresia mereu că mă asfixiez. În fine, acolo la infermerie, îți dai seama, monitorizat de gardien, de doctorii care erau acolo, aveam
Nu mă speriasem că era să mor. Aveam o repulsie și un necaz. Și prinsea să mură pe ei că de ce m-a oprit. Multă vreme m-am gândit la treaba asta. Nu mi-e rușine să o spun, că nu e nicio rușine în treaba asta. Toată lumea trece prin chestii de genul. Ferească Dumnezeu, am văzut oameni cât muntele, care azi n-au mai fost. Am văzut oameni cu milioane de euro, care te gândeai, păi ce problemă să aibă ăsta. Și vedeți voi, cu creierul uman e greu să te joci și să-l astâmperi. Și mereu m-am gândit, vezi, nimeni nu vorbește despre treaba asta. Toată lumea se ferește, toată lumea crede că e o rușine să spui treaba asta sau nu, frate, trebuie vorbit, pentru că sunt unele persoane care trec prin depresie încă la ora asta când noi vorbim aici. Și vezi tu, noi acum o gândim logic, dar ce depresie ai să aibă, dar ce înseamnă asta, dar persoana aia în momentul ăla, el nu mai gândește logică, de asta îi zice depresie și chestii din astea, înțelegi? El nu mai e nimic logic. Și eu cred că toate persoanele astea ar trebui ajutate și nimeni n-ar trebui să râdă de nimeni când spune câte ceva de genul sau vede câte un semn, cum că persoana respectivă ar vrea să se autodistrugă, ca să zic așa, înțelegeți? În fine, am ieșit acolo, am ieșit din spital, n-am stat vreo 3-4 zile până s-au convins ei că nu mi s-a rupt nimic, că n-am trahea strangulată sau chestii de genul, toate că eram negru. Și mereu venea sora Livia, v-am spus eu, doamna aia de la biserică, măicuța, mereu venea la mine și încerca, niciodată nu mi-a făcut, vedeți că asta înseamnă foarte mult să lucrez cu omul, niciodată nu mi-a făcut rușine sau să-mi spună vechea pildă cu, domne, vezi că dacă te omori ajungi în iad și e păcat de Dumnezeu, nu. A vorbit în altfel, la modul, te înțeleg, într-adevăr, dar există și o altă cale, uite, stai așa că o rezolvăm, că nu e totul pierdut, ești tânăr. Aveam 23 de ani, 24 de ani în timpul ăla. Ești tânăr, ai toată viața înainte, ce înseamnă asta? Normal și logic și de drept așa este. Dar în momentul ăla nu, fraților, nu știu care ați trecut, probabil mulți dintre voi ați trecut printr-o depresie sau printr-un act de genul. Și ați văzut că în momentul ăla, degeaba, vii cu saci de bani, cu chile de aur, cu cele mai frumoase femei și cele mai frumoase mașini și nu te mai interesează nimic, pentru că asta ți se întipărește, știi? Am vrut să vă fac story-ul ăsta, probabil m-ați mai auzit vorbind despre așa ceva, dar vag. Nu v-am povestit niciodată de treaba asta și de ceea ce am încercat să fac și nu mi-e greu să vorbesc despre asta. Mi-a fost greu ani de zile, nu mi-e greu pentru că consider că din unele chestii lumea și mai ales puștanii din ziua de azi ar avea ceva de învățat. Da. Și esențialul e că totul se rezolvă, totul e trecător. Chiar dacă în momentele alea ți se pare că nu mai există nicio cale de ieșire și că mergi pe un drum închis, totul e trecător, totul se, timpul le rezolvă pe toate și într-adevăr timpul le rezolvă pe toate, dar e foarte important să poți să treci, să fii ajutat și să-ți dai seama în momentele acelea. Iar oamenii care dau cu piciorul, pentru că un om depres sau care are gânduri suicidale, este considerat un paria de către societate, de către cercul de prieteni și de către familie. Nu de multe ori am auzit și în familie, părinții cum le spuneau copiii, bă, te omori și tu, bă. Ok, poate nu se omoară, dar trebuie luat în calcul și treaba asta. Dacă, Doamne ferește, că știi cum e, zici odată, zice de două ori, zici, bă, da, odată e ca niciodată. Eu am avut, v-am mai spus, de Mario, vorbeam cu el seara am vorbit cu el la saleta acolo, să mergem a doua zi la fotbal, râdea, spunea, da frate, la 12 ne întâlnim și dimineața la ora 7 când am ieșit să dau pâinea pe coridor, l-am găsit spânzurat, nimeni nu și-a explicat de ce. Înțelegi? Nu dădea niciun semn. Deci, sunt foarte multe chestii și am ales să fac story-ul ăsta. Mulți mi-au spus, domnule, nu fă, că e urât să vorbești despre așa ceva, la urmă o să zică lumea, uite domnule, și pe ăsta, zic, bă, nu mă interesează. Înțelegi? Asta e viața mea, asta a fost, nu, n-am de ce să mă feresc
pentru niște gânduri și hai să vă mai spun ceva. În primul rând, asta trebuie să înțelegeți, țineți minte, depresia nu este o vină. Țineți minte, nu sunteți vinovați. Depresia nu este o vină, este o boală care se tratează. Nu este o vină pentru că multor oameni li se întimpărește în cap că sunt vinovați că sunt depreși, că sunt vinovați că și sunt o problemă pentru ei, pentru familie, pentru societate, au devenit o povară. Nu, frate, nu este o vină, este o boală creată din mai mulți factori, interni, externi sau din trecut. Ideea e, dacă treci prin așa ceva sau dacă o să treci vreodată, încearcă să relaționezi și cel mai important e să încerci să accepti că ai o problemă. Pentru că aici e adevărata problemă, că tu nu accepti că ai o problemă, înțelegi? Deși e evident că o ai, crezi mai mult că lumea nu te înțelege, că lumea toată are o problemă și că tu ești și gândești logic și asta face diferența. Pentru că în momentul când îți dai seama că, sau ai un moment de luciditate și zici, bă, ăsta e puțin așa, ce fac? Și realizezi că ai o problemă, ai multe șanse să fii ajutat și să fii bine. Despre asta am vrut să vă vorbesc. Vă mulțumesc tuturor care vă uitați și v-ați uitat la vlogurile mele. O să mergem înainte cu story-urile. Și vreau să vă salut pe toți, să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire. Încă o dată, totul e trecător, totul. Și noi, ca oameni, suntem trecători. Da, totul e trecător și problemele sunt trecătoare. Și de multe ori ne supărăm, ne enervăm, ne facem nervi sau stăm foarte mult anxioși pe niște probleme care ori să vină sau ori să vină sau nu ori să vină. Când de fapt, în momentul ăsta acum, nu se întâmplă nimic. Înțelegeți? Vă salut cu drag și ne întâlnim la un nou story.